un important compozitor și dirijor s-a stins din viață la o vârstă înaintată. Este doliu uriaș după ce Carl Davis, unul din cele mai importante nume ale muzicii soul din perioada 1960-1970, a murit la vârsta de 77 de ani din păcate, muzicianul a fost găsit mort în locuința sa din Carolina de Sud, săptămâna trecută, la fel ca Berry Gordy. El a înțeles industria de producție muzicală a anilor 60 și 70 și a înțeles maniera în care se pot produce discuri care să devină hituri. A subliniat jurnalistul Robert Pruter, Davis a cunoscut succesul după ce a ales să devină. Producătorul lui Gene Chandler, a cărui piesa Duke of a fost hit în topurile muzicale din 1962 și s-a vândut la peste un milion de copii. Dumnezeu să-l odihnească în pace.